Salut! Astăzi o să continuăm viața în Orosita. Nu știu exact câți dintre voi chiar vreți să mai continuăm cu seria asta. Dar o să mai fac câteva episoade. Am reușit să ajung la anul 87 într-o altă salvare până au început să moară iar toți. Am dat prea mult la comercianta din mâncare, nu mi-am dat seama că fac greșeala asta și până la urmă au început să moară de foame toți. Unul după altul. Bun, să vedem ce... Am casele pline, deci ar trebui să mai pun case. Mai facem niște case, materiale cred că mai am. Hai să le luăm pe rând, să nu mai fac greșeala să mă întind prea mult. Mai facem o casă, da? Când ajungem la... Mai mult... Mai multe persoane, o să mai facem încă o casă atunci. Avem o casă doar. O să curățăm și asta de aici. Stai, să curățăm și asta, să le am curățate. În cazul în care mai construiesc apoi ceva pe aici. Să fie deja liberă zona. Ne cu viteza 1. Lasă-i să meargă. Am un constructor, fermierii o să am nevoie de 7, am eu 7 persoane, n-am 7, deja împărțiți. Păi dar pe unde am împărțit eu, dar am 7? La pescuit, că n-am destul de mâncare, nu? N-am nici la pescuit? Ce e asta, mă? Asta pentru unelte, o să am nevoie de unelte, am 128. O să am nevoie de unul și aici. Dar... fermieri ar fi principalul lucru de făcut pentru fermă. A, mi-am pus copacii. Mi-am și uitat. Da, nu știu exact dacă o să ne ajungă astea. Trebuie să dăm pe viteza a doua că e mult prea încet. Mult prea încet. Ăștia adună-mă și ceva. Abia le-am pus, nu cred că avem mare lucru. A luat ceva. Nu mult, dar a luat. Asta, pădurarul, uite că a strâns ăsta. Pietre, fier și lemne. Asta, plante medicinale. Nu, ăsta adună... Stai mă, ăsta e cu plante medicinale. Avem doar 20. Asta e după fructe și ce mai găsește prin pădure, tot ce e comestibil, ciuperci, vânător, a luat și el ceva, a luat și vânător o grămadă de chestii. De unde bag eu fermieri acum? La piață cred că ajunge unul, mai scoatem de aici. Până la urmă trebuie să aducă din hambar până aici, sau poate le aduce direct aici. Poate e de la 30% plin, deci ar fi suficient pentru câte case am eu pe aici. De ce nu construiește asta, ce nu are? E viteza prea mică și poate de-aia nu... Nu... A terminat-o mai repede. Lemne? N-are... N-am pus să tai lemne, mă? Ba da, păi și... Ce s-a întâmplat? Ce n-avem? N-are lemne. N-are lemne! Pauză. Stai așa, păi ce facem? N-avem lemne? Avem lemne sparte. Avem destule lemne sparte. Hai să curățăm tot ce pe lângă noi. Păi nu știu, ăștia în bidon unde au venit. Eu fi plantat pădurarul. Bine, hai să adunăm. Dar de ce mă stai? Le adunăm pe astea mici? Nu. Unde astea mai mari? Tot ce e mai mare, așa. Da, mă, și de-aia nu construiește nici casa. N-avem lemnele puse. Nici prea multe, că sunt greu de adunat. Așa, bun. Se duce să-și ia lemnele acum. Avem decât două bucăți. Uite cum mai e și de aici. O să vină primăvara și n-am setat fermierii. O să trebuiască să scap și de pietrele astea. Și mai facem o casă.
Facem totuși două case. Aici ar mai intra 5. Nu, o casă e suficient. Avem 25, cu tot cu copii. Și mai vin încă 5, undeva la 28, nu? Nu, la 30, că vine cu copiii și încă 5, da? 30. Ca să ajungi la 30 așa repede. Ce mai avem noi nevoie? Mai iarna trebuie să fac fermierii. Să văd cum îi bag. E mai repede. Vine primăvara, o să fiu nevoie să-i împrăștii. Facem pentru fermă, da? Pauză. Hai să vedem de unde iau eu fermieri. Lăsăm unul care adună ciuperci sau ce mai adună el. Pescari, să fie suficienți 2. Și gata, mă, avem 7 fermieri. 7. Vânător. O să am nevoie de pădurari cât mai mulți ca să nu rămânem fără lemne. Pe lângă casă. Și cam atât, nu? Asta ar fi tot. Asta ar fi tot. Era bine să am și un de ăsta care și curăță zona. Adică renunț la un vânător, că dacă avem fermierii ne luăm destulă mâncare din astea, nu? S-ar putea să fie suficient. Avem câte unul și pentru asta doi, nu? Deci pentru un singur de ăsta se descurcă o persoană. Bine. Dăm drumul, da? Lasă-o cu doi să vedem ce se întâmplă. Aici trebuia să pun unul să facă unelte, n-am. De un să pun, poate să face mare unul din copiii ăștia după aici. Asta e... Unde, mă? Lucrează. Herbalist. Și copiii care sunt, mă? Unde sunt copiii? A, ăsta e, avem unul. Unul de 2 e prea mic și unul de 3. Și gata. 2 și la... Cât mă, la 13 ani, asta deja lucrează. E herbalist. Asta mi-adună mie plante medicinale, nu? Ăștia avem pescuitul la 420 pe sezonul trecut. Acum avem 574. Avem că au apucat să prindă până să-i trec eu la... Să-i trec pentru fermă. Din pescari. Ce ne-ar mai trebui nouă pe aici? Casa nu înțeleg de ce nu s-a apucat de aia. Ai, mai trebuie lemne. N-are cine să care cam decât unul. Care? A, și-l ajută și copilul? Nu, e 30. Pare el mai mic, dar nu e copil. Asta ce e, vendor? A, și dacă n-are ce face, care și el ale mele, nu? Da? Adună resurse. Deci ăsta e de la piață, e vânzător. Dacă n-are ce să care la piață, ce face, mă? Da, mă, uite, adună și el. Adună pietre sau ce face pe aici, curăță zona. Stai, mă, l-ai spart și ai plecat cu piele goală? Ai plecat cu roaba goală, nu? Le-a spart doar și nu le cară. Da, acum se duce la piață, cred. Sau se duce să ia ceva de aici. Da, hai că nu contează. Să mă orientez eu ce aș mai avea nevoie pe aici. Ce aș mai avea nevoie. Asta aș pune copacii. Astea ne merg, nu știu dacă o să ne iasă. Să fie nevoie să fac și un pod în partea asta. Cred că o să-i dau să construiască și un pod. Ia, nu o să-l dau încoace. Nu pot să-l dau aici? De ce? De ce nu merge, mă? Trebuie să dau în stânga de drum. Aha, deci nu poate să fie chiar în drum. Îl dau în stânga de drum atunci. A, sau pot să-l dau chiar aici. Da, mă, merg. E exact în continuarea drumului. Gata.
Am doar un constructor și nu o să facă treaba prea repede. Hai să-l dăm în viteză. Păi 5. Unelte de fier mai avem. Așa avea și material, dar n-am nevoie acum de unelte. Piele încă n-a adunat pădurarul nimic. Bă, dar dam aici, avem unul și aici. Asta, uite acum și am material. Cred că o să renunț la ăsta, că n-avem destulă piele să facă ăsta haine. Îi dau să nu mai lucreze și lăsăm să mai curețe din copaci ce mai avem noi pe aici de luat. Bă, dar avem de unde să ne luăm. A, aici decât e lacul, zona asta e inutilă, aș putea să ne bag un pescar pe partea asta. Ce zici că avem? Nu mai avem lemne. Lemne sparte cred că am destule. Las și pe ăsta. Cred că ne ajung la 30 de persoane. 700, nu știu exact cât vine pe casă. 50, 100. 100 și avem 6 case. 600 pe iarnă ar trebui. Mă, dar de ce fac... A, e 15 grade. Fac ei focul la 15 grade. Fac ei focul la 15 grade, mă? Soarele ăsta afară, 16 grade, mai faci foc în casă? Faci, nu? La cât bagă, mă, îl bagă ca muncitor? La 10 ani? Avem copil de 5 ani? Băi, trece... Face un an la câte... A, dar nu puneam zile aici. Aproximație așa. Unde eram, 5 ani? Unde e copilul? A, se plimbă pe aici. Da. Bine. Câte lemne au, mă? Lemne 60. O fi de persoană? 10 de persoană? 60. Nu-mi dau seama, mă. După ce să mai iau eu câte lemne folosesc ei. Ca să nu... Două persoane au 25. Dar au folosit din ele. Nu știu exact cum să calculez aici cam de câte lemne aș avea nevoie. Puține lemne, prea puține lemne. A curățat tot ce am dat eu să curățe? Nu. A, mai trebuie să măresc zona cu drum. O să-i dau drept. Drept până aici. Merge? Da, dacă merge. O să folosească drumul și o să meargă mult mai repede. Avem niște fier pe aici, luăm și pe ăla când o să avem nevoie. Noi ajungem în nou toate astea. Cât scoate dintr-un loc? 240. A, pe am apucat să luăm și ultima oară. Nici nu mai știu ce am făcut. Viteza e la 5. Mergem destul de repede. Am mai făcut o casă. Încă nu... Că nu e nevoie de încă o casă. Ce mi-ar mai trebui mie pe aici? Biserică și cimitir, ci câți ne mai fericiți. Fântână am pus deja. Mai avem copii, nu? Gata, mă, zero. Un copil și pe aici. Hai să mai facem o casă atunci. A făcut podul, încă nu l-au făcut. De ce n-a făcut podul? N-are lemne pentru pod. N-are lemne, mă, pentru pod. De ce nu mi-am dat eu să curățe și lemnele de pe aici? Copacii după aici. Ieși păși... A, i-am dat și pe aia mici. Aia nici nu. N-are rost. Atât, lasă-le așa atunci. Îmi place că merg cu viteza 5, că nu apuc să reacționez în cazul în care se întâmplă ceva. Cum ar fi să rămân fără...
Dar fără mâncare n-ar trebui să rămân, fără că abia le-am adunat, avem 2000. Deci câte am scos, mă, pe sezonul ăsta, câte am scos? A, 240 vine. Pe bucată. Și aici am luat 336, păi da, de ce? 240. Cum sunt astea, mă, 336? Că s-au aceeași dimensiune. Ăsta n-are ce să scoată, că abia îi plantează până cresc. Da, ca să fac și... De la, cum îi zice, mă, nu bar, cum îi spune la chestia aia, mă, cu băutura, tavernă, tavernă, asta e în engleză, nu știu exact cum îi zice, oricum, nu contează cum îi spune, chestia unde face băutură din piersici. Ce mai avem pe aici? Aș putea să mă întind și pe partea asta, și pe aici, acum fac... Da, chiar și în partea asta, ia uite cât spațiu am. Da, dar nu e chiar perfect. Ar fi drept pe aici, poate aș mai pune ceva, dar... Bă, și cât fier și câtă piatră am. Ajung la 100, mă? 100 de persoane în orășelul ăsta. Cred că aș putea să fac și drumul de piatră. Dacă ajunge să facă și podul, cred că pot să mă întind eu cu, da, cu drumul până în pod. Așa, de pe viteză mare atunci, să le facă mai repede. Nu mai avem lemne. Păi, dar nu i-am dat eu, mă, să cară, i-am dat. Da, se care. A, uite, acum alea. Acum alea. Lemne de foc mai avem. Și o să fac oricum destul de repede lemnele de foc. Nu avem piele, avem doar 4. A, uite ce a cărat asta aici. Avem hainele băgate tot aici la piață. Avem grâu la piață și avem grâu și în hambar. A, avem, dar avem puțin. Așa. Să mă întind cu... Dar n-am ce să mai pun la fermieri. Dacă a venit iarna iar, e gata și podul. Dar ce fac fermierii? Că acum n-au ce să mai adun. Ce face asta? Adună resurse, ia lemnele. Uite, mă, că îi iau lemnele și fără să-i pun eu să le ia. Uite, mă, că iau. Iau acum că nu le e frig. Că dacă le era frig, dacă nu sunt îmbrăcați cu nimic, nu stau iarna pe afară să facă nimic. Nu înțelegeam eu în Savara cealaltă, cu orașul celălalt, unde mi-au murit toți. Nu înțelegeam eu de ce iarna nu ieșeau să curățe nimic ăștia, să dau degeaba. Le și dădeam, să-i dădeam după fermieri, pe laiburi de asta, cum îi spune. De asta care curăță zonele și care și ce. Muncitor, mă, fi la traducerea lui să fie. Îi dădeam de la fermieri pe muncitori și tot nu ieșeau iarna afară să curețe zonele pe care le dădeam să le curețe. Și apoi mi-am dat seama că nu sunt îmbrăcați. Și de-aia nu ieșeau afară, nu mai aveam haine. Așa, mai că e cară, curăță. Avem suficiente lemne. Să mai facem o casă să fie făcută, nu? Care era fu, pot să schimb modelul casei. Ha. Facem o casă aici. Așa, am început să aducă materialul. Aici am zis că nu fac unelte momentan, că mai avem. Apoi ar mai fi... N-am piele. Bă, am piele acum suficientă. Să-i dau. Dar haine mai am 37. Să-i dau, mă, să facă piele? Sau să nu mai lasă adună... Nu, mă, hai că îi dau, să nu se strângă prea mult. Unde ești? Ăsta. Așa, facem hainele. Așteptam că mai curăță din copaci.
Avem și fier, avem și piatră. Copaci nu prea avem de destul. Dar încă n-au cărat tot ce am dat să taie pe aici. Asta mai adună. De pe viteză maximă. Ce are asta plin? A, e limita la cât copaci să adune pădurarul. Asta dăm la 300. Momentan mai avem nevoie de lemne. Băi, se umple ăsta, gata, îi dăm și pe... A, nu, stai puțin, cum am încurcat în el. Trebuie să mai băgăm aici... de stocat. Pentru materiale de stocat. Cât are ăsta, mă? Mai facem încă unul la fel. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 se numa? 6 parcă să zic. Da, 6 cu 4. Mai face unul de 6 cu 4. Poți să-l bag chiar lângă el? A, poți să-l bag așa, în spate la hambar. Nu mă lasă în spate la hambar, că acolo intră ei. Bine, îl dăm în continuare. 6... 4 cu 6. Așa, mă. Să avem aici de stocat. Ce n-am făcut eu aici? N-am dat să lucreze. Gata, am făcut și unelte. Ok, de viteză la 5. Casa încă nu și-au adus lemnele aici. Ne ajungem, mă, de la o toamnă la alta, mâncarea. Pești nu avem destui, 25. Doi pescari. Mai iau și ăștia vreo 500. Ar mai fi spațiu să fac case aici, poate și în spatele lor. Da, pot să fac și în spate. Ia să văd dacă merge. Da, trebuie să meargă. Ia și-l bag în spate, ca să mai pun pe lângă pe aici. Dar uite, merge până în margine. Perfect. Mai dau o casă în partea asta. Dar dacă mai fac o casă, o să consume și asta lemne. Și n-am nevoie de casă acum, las-o atunci. Dar știu sigur ce ar trebui să mai fac. Las-o pe viteză mai mică. Să vedem cum orientez pe aici. Am din toate pe aici. Asta e plin, avem și lemne, avem și... lemne de foc, cât am dat, mă? Nu mai avem lemne de foc, încerc să scadă astea. Unde ești, mă? Nu mi-am dat să tai lemne. A, aici, muncește, mă. Lemne de foc, rămâne fără lemne de foc. Când ajunge la 1000, ia o pauză, 1000 ne ajung la câte acasă. Ăsta, am impresia că nu are destulă piele. A păruse că nu are material adineori. Așa, am început iar sezonul. Încă nu are de unde să ia piersici. Am terminat pe aici de curățat. Uite, mă. Dar am curățat bine. Ăsta a luat. Avem destule lemne, 300, dar nu mai face nimic. Dar unde e el acum? Avem 4. Ce face? Lucrează. Ce face? Plantează? Da, mă, plantează. Plantează ăsta și următorii. Lucrează, plantează. Deci nu mai taie, când ajung la 300 nu mai taie din ei. Bun. Ăstea, herbalistul, plante medicinale. Bagă la 200, să le avem acolo. De fapt 300, că mai bine le am decât să nu le am, că astea le stinge și greu. Doi din ei. Pe aici, ăsta adună și el mâncare câtă poate. Mai avem un muncitor deja. În 29 nu ajung casele, nu? 7, 35 de persoane ar fi. Nu am destule case.
consumăm după aia lemne și următoarea, deci nu facem decât dacă avem nevoie. Ce aș putea să mai construiesc, mă, cam aici material o grămadă. Ce m-ar mai ajuta pe mine? Să mai fac fermier? N-am din ce. Nu, decât să mai fac un hambar, nu e plin nici asta, nu e asta plin. Dăm pe viteză mai mare și așteptăm. Așteptăm aici liniștiți. Până mai strângem niște mâncare și materiale. Până să fac din copiii ăștia mai mari. Sau totuși să mai fac o casă. Mă, că nu sunt pline nici ăștia. Nu sunt pline nici ăștia, n-am de ce să fac casă. Loc pentru comercianți, pentru trader, n-am de ce să fac, ce să dau la schimb și ce să iau. Să iau niște oi, poate, dacă or veni. Să iau cartofi, poate. Nu știu exact dacă are efect dintre grâu și... Uite, pot să pun și fasole, să pun fasole, grâu sau cartofi, care se consumă mai puțin, care le ține mai bine de mâncare, de foame. Nu știu dacă ar fi vreo diferență. Aș putea pe anul următor, uite, să băgăm aici și fasole, și fasole și aici. Mai schimbăm. Să vedem dacă are vreun efect. Facem asta piersici. Încă n-a luat nimic. 3 ani, poate durează să al doilea, în al treilea an, poate să ia. Așa, sănătate maximă, fericire maximă. Suntem foarte bine acum. A început să crească și din copaci care i-a plantat. Care e o zonă? Hai, care da mai zona. Uite, mă, pe aici nu mai crezi dacă nu intră pădurarul în zona aia. Da, să mai punem... N-am de unde să mai punem decât 2. Aș putea să mai pun, mă. Ce să mai pun, mă? Să pun încă un vânător. Dar nu-i folosesc nici pe ăștia. Pescari. Asta e mâncare temporară. Asta sfar lemn nu mai are. Avem 1000, e suficient. Dar ce face el acum, între timp? Stă degeaba. Stă degeaba, mă. Când are ce face, stă degeaba. E fericit, n-are de treabă. Bine, las-o așa. 1000 mi-ajung, mai rost să consum lemnele aiurea. Eu zic să mai facem un vânător. Sau mai multă piele, că avem prea puțină piele. Un vânător, îl dăm mult mai sus. Deci vânătorul care e? Ăsta ocupă până aici. Ai deja ocupat o mare parte. A, aș putea să fac vânător pe partea asta. Că sigur avem și pe aici de luat. Bine, unde e vânător? Vânător. Da, mă, să ocup toată bucata asta. Pot să fac eu drum, să-l așez exact în drum. Ia drumul ăsta, drept, merge drept. Merge drept până aici. Așa, deci ăsta e drumul și vânătorul. Vânător. Lângă cabine aici. Lângă cabine, lângă drum. Punem să intre. Să ne ocupe toată zona asta de aici. Până în pod. Am pus un podrum. Deci aici e drumul. Așa, da? Bun. Așa. Poate vânător și aici. Aș putea să mai fac. Să mai am o zonă din care să iau herbalist. Să iau plante medicinale, că din astea avem
Ăstele sunt cele mai greu, unde e herbalistul? Herbalist, da? Abia am luat 5, am 2 în partea asta, cred că sunt, o sunt prea puțin. Stă degeaba? Păi de ce stă mă degeaba? Ia uite, amândoi stau degeaba. Păi de-aia n-am mă eu plante medicinale, că ei se plimbă. Cum îi dai mă să muncească? N-am ce să le fac, nu pot să le dau să muncească. N-am ei chef să muncească. Păi ăștia o duc bine mă, stau degeaba. Și eu n-am plante medicinale destule. Viteza 2, bine, las-o așa. Dacă fac vânător, hai că se zice că se fac din 6 copii, mai avem iar. O crește toți, nu? Câți mai sunt? Asta nu. Asta ce e? Asta muncește? E fermier. Uite mă, ca 11 ani și muncește. La 10 ani poate, de la 10 îi bagă. Deci de la 10 ani poate îi bagă. Care mai are mă? Asta are 6. E copil, deci la 10 ani probabil e limita. 6, 6, 0. Nu, n-am nicio șansă să primesc muncitori noi prea curând. A venit toamna. Nu, e sfârșit de toamnă, trebuie să vină iarnă. A luat mă, și de aici ceva n-a luat nimic. Haine, asta n-are piele. Deci n-are rost să muncească, n-ai piele. Bagă la vânător. Ca să strângem piele. Bă, ce facem? Unde l-am băgat? Cine n-are de lucru? Ăsta? Ce-am făcut, mă? De ce n-are de lucru? Că l-am băgat ca vânător. Bă, ești tâmpit. A, nu mi-l bagă? Cum mă, dacă l-am... Să lasă muncească. Lasă mi-l dau de lucru cum vine asta. Păi, l-am făcut vânător, mă. I-a băgat vânător din ce aveam înainte ca vânător. Atunci și ca ce să-l bag eu? Zi mi-a pare moș. Baca pescar. Să mai iau fructe sau... A, stai că l-am dat aici. Zero. Era băgat aici, mă. De asta aveam băgat să fie ca un croitor și de asta mi-a prea cu semnul întrebări. Așa. Păi și vânătorul mi-a dat din ce? Din alții. Hai că ajută pe aici atunci. Care la material, probabil. Da, nu mă bagă să văd cine e. Că l-am băgat ca muncitor. Unde e mă vânătorul? A terminat asta? Să văd eu când e gata asta, să băgăm vânătorul. În care avem, uite, avem 2000, că mai strânge și în partea asta la piață. Avem grâu 1000 și ceva. Plus în hambar, am hambare puțin. Totul se strânge la piață, avem carne. Să mai bag unul, mă, care cară la piață. Un vânzător. Nu cred, e 40%, asta e plin aproape. Plin. E jumate, oricum e suficient. Acoperă toată zona asta. Încă 6 bucăți de piele. La haine. Rămân și fără haine, mă. E gata asta? Încă nu e gata. Ce-a făcut, mă? Lumina aia.
Lemne, avem puține lemne. Stai mă puțin, nu mai am lemne eu. 2. Curăță mai ar lemnele. Dăm pe partea asta. Deci 4 mi are tot ce trebuie doar să o construiască. Bun. Am dat așa să care și din partea asta. Suntem 25. Ia mă să vedem. Câte ne ies din fasole. Bun, avem nevoie de încă un vânător în partea asta. Băgăm încă un vânător acolo. A, bagă 2 aici. Câți am, am vânători, am 4. Bagă 2 în partea aia, 2 în partea asta. Hai mă că îi împarte bine. Unde e vânătorul? Ăsta. Da, bă, i-au băgat 2 pe parte, 2 pe parte. Sunt curios dacă reușesc să strâng mai mult din zona asta. Vede. Noi mai avem destule. Piele doar 12, mai lasă să se strângă. A terminat și asta unelte, avem destule și unelte. Dacă nu mai au nevoie de ei, fac și ceva? Da, mă, uite că fac. Să mai bagă, dar nu mereu. Când au ei chef. Se ocupă și de alte treburi. Așa, croitorul nu zic că îl mai las. 25-31 o să-mi fie nevoie să mai fac o casă. Mai facem o casă. E ceva din asta? Stai că am dat click pe... Încă nu e. Hai să mai facem o casă atunci. Materiale avem. A, am zis că fac și în spate. Hai să facem și în spate. O schimbă modelul. Așa. Aici, da? M-am băgat bine cu ea? Da, m-am băgat că pot să pun drumul drept. Așa. Să fie nevoie să fac drum drept și în partea asta. Până aici. Sunt pe ce viteză? Pe 5. Destul de rapid. Hai că ne mulțim ușor, așa. Nu sunt destule persoane ca să mai bag și ca fermieri. Să mai fi pus o bucată. Să mai fi pus o bucată. Că mai face și aici o casă. Deja s-au mutat încă 2 aici. 1000 de lemne sparte ajung. Dar nu mai am lemne, mă, am puține lemne. Am o grămadă de fier, de piatră. Bine, o grămadă nu e chiar mult. Am impresia că e mult, că ocupa aici spațiu. O grămadă, dar nu e mult. 100, păi câte mi-a pentru o casă de piatră? Ia uite, mi-a 40 dintr-o dată. 40 din piatră, din fier, nu, din piatră. Piatră și fierul e celălalt. N-am mai dat-o să salvez. Pauză, salvează. Rosita. Așa. Am reușit, dacă mi-aduc aminte, am reușit să fac în celălalt oraș obiectivele astea, să dau la comerciant 50.000 de bucăți din bunuri, să-i țin fericiți pentru 10 ani, 100 de persoane aveam, de fapt aveam 190, aproape 200, 10 ani am ținut sănătoși și apoi am început să mă rădnie că am fost eu lacom și luam tot felul de prostii, luam
unelte de oțel, luam îmbrăcăminte de lână și dădeam de mâncare. Băgam 5.000 din cartofi, că aveam vreo 25.000, 30.000. Mi-am dat seama că dacă le dau 5.000, aduce din nou la, ca să țină inventarul cu 5.000 mereu. Și dădeam 5.000 și mai aducea 5.000 și luam mereu de mâncarea din hambar și am început să moară de foame, că când ajungeau ei să ia din hambar, că era unii marginea orașului până îl luau din hambar, te dea o grămadă de timp și mureau. Și au murit 190, 3 ani s-a ales praful de ei. 3 ani a fost nevoie să moară 190 de persoane. Ia mă din asta ceva? Încă nu. Încă nu. Hambarul nu știu dacă o să-l umplu. Care să facem mai repede? O să facem mai repede fasolea. Dar o ține mai bine? Uite, fasolea să facem mai repede. Dacă se face mai repede, o adună mai repede și reușesc să mai fac și altceva pe lângă oraș între timp. O să ai abia 53% a făcut. Sunt deja 89. Să facem mai repede, mă, dar o ține mai bine de foame fasolea. Momentan avem 3 din 5 pe fasole. Vedem dacă merge mai bine cu fasole. Ne-a terminat și cu uneltele, avem 150. Bravo, bine. Vânătorul are și el ceva luat. Ceva? Vânătorii, uite mă că au luat și ăștia 4. În momentul să dăm drumul la croitor. Croitorul, băgăm unul, îl ținem la croitor. Ia uite cum le adună de repede. Piersici încă n-avem. Ba da, mă, arată că se fac, nu? Sau nu se fac. E începutul toamnei. Posibil să se facă, să ia ceva pe sezonul ăsta, vedem după aia. Ce aș putea să mai fac, mă? Mai ba la pescare avem 3. 3 care cară. Dar din ăștia care cară și din... lucrează, dar ce lucrează? Ce face el? Unde ești? A, mai avem din cubaci care le-am dat să-i curețe, nu? Mai avem de la aici. 28. Hai că ne apropiem de limită. Câte case am? Am 8. Am la 40. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Am 8. Am la 40 de persoane. N-are o să mai pierd timpul cu încă o casă. Ce aș putea să mai fac, mă? Să mai fac de mâncare aș mai avea. Să facem un loc de la de pentru comercianți, poate reușesc să dau ceva, să iau ceva. Mi-e teamă puțin că cu ăștia am făcut o greșeală să rămân fără mâncare, dar am dat prea mult. Hai să vedem unde îl bag acum. Mă încadrez aici? Nu prea mă încadrez. Pot mă să-l bag? Trebuie să-l bag pe apă. Ar fi mișto să pot să-l bag aici. Dar nu merge. Nu trebuie să fie ieșire aici. De ce nu mă lasă? Nu știu. Aici e spațiu prea mic. Îl bag lângă... Uite mă că merge exact lângă ăsta de pescuit. Și o să fie și lângă hambar. Cred că aici îl bag. Să fie și lângă hambar. Cred că aici îl bag. Ia. Băgăm aici. Cât am nevoie? 40, 140. Asta probabil e procentajul cât trebuie să muncească la el, mă. Cât durează. Trebuie să stea 140, nu știu, de secunde, de... Sau ia din unelte, cât folosește una din unelte. O strică sau nu o strică, nu știu cât poți să folosești. Un topor de asta, un sapă sau ce vrea să fie, o unealtă de asta, poate la 20 de folosiri și se rupe și după aia e nevoie să și alta. Mă gândesc că ăsta ar însemna. Ce vrea ei să-mi arate aici, 140. Mai am unde să stochez? Mai am. Bine. Viteză mai mare, mă, cu 5. Bine, și aș face și ăsta o casă exact, hai că casă, casă, dar stai să mai construim drumul. Hai mai departe cu drumul. Până aici momentan.
nu piardă timp să se ducă lângă casă, aș face o casă chiar lângă aici. Le fac o casă chiar lângă... Aici o să mute el, aici sigur o să bagi el. Să fie cât mai aproape de el. De locul în care... din comercianți. Bine, mă, pot să pun chiar aici, da? Și facem și drumul. Până la el. Așa. Aici se curăță la zona aici. Curăță terenul. Cei mai fericiți, cei mai sănătoși. Asta ia rămâne fără piele. Păi câtă piele folosește, mă? Haine avem. Am dat la 150 să fac haine până la 150. Bă, nu face față, mă. Vânătorul nu face față. Câți am? Am 4 vânători și nu fac față ăștia. Și a venit Iana. Cât am luat, mă, din astea? 336. Bă, am aceleași. Păi n-am făcut nimic. Le adun mai repede, dar nu mă ajută cu nimic. 336. 222. Greu, deci nu e mereu la fel. 240, 336. Da, mă, e aceeași... E același număr, 240. Am făcut fasole 240, grâu 240. Deci nu mă ajută la număr cu nimic. Numai că le adună mai repede. Să merg pe fasole, poate că e mai bine. Nu știu ce să zic, încep să umplu hambarul. Nu, piața încă e doar jumate, hambarul e mai puțin de jumate. Încă mă descurc cu ei. Încă mă descurc cu ei. Mai durează până e gata asta? Bă, dar de ce merg eu? Dă-i o viteză maximă. Un singur constructor e destul, n-am de ce să dau mai mulți. Că nu mă grăbesc. Din piersici n-am luat nimic în momentul ăla. Ba da, m-am luat piersici, gata, am avem și piersici. 322. Acum aș putea să fac... Dar nu am destule persoane. Doar 3 persoane. Aș putea să fac... Care te aduce la tavernă, mă? Cum îi spunem la tavernă asta? Trebuia să fi căutat traducerile și la asta. Să știu și eu despre ce vorbesc. Tavernă. Nu știu exact ce să zic. Magazin de băuturi sau... Care era, mă, traducerea la asta? Mă încadrez că o să-l bag aici? Nu mă încadrez, mă, n-am spațiu. Prin partea asta aș vrea să mai fac niște case. Băi, viteza prea mare. A, nu, e la 5, perfect. Mai are puțin și termine și ăsta. Lemne avem... Adună mai multe. Am 4 pădurari să mai care și la lemne de reîncolo. Că la construcții le golesc imediat. Și la spart de lemne le golesc imediat. Cred că o să dau până în capăt. O să dau cu astea de stocat. Până în capăt. O să dau și o să pun hambare pe lângă el. Cred că așa o să fac. Are rost să mai fac încă un hambar. Încă n-am nevoie de încă o zonă de stocare. Hai mă, că vreau să le termine să dau... Poate vine un călător de ăsta. Hai, aproape e gata, aproape e gata. Asta are unelte destule și a făcut. Ia mă, s-au apucat de rău, uite, deja au și crescut. Fasolea deja a crescut, mă. Bă, să dau pe fasole, mă, fi mai bine. Încerc să cred că e mai bine cu fasole. Piersici, nu știu câte ar folosi din piersici. Le-a luat pe toate la piață, le mănâncă direct astea. Bine, e gata. Hai să-i dăm drumul atunci. Dăm aici un comerciant. Trader 1. Hai să vedem ce băgăm aici. Avem fasole. Băgăm câte puține, da? Dacă iau pe un loc 240, 20 e destul. 20 din ăsta. Plante medicinale astea se le ia cel mai greu. Nu le bag. Pielea se ia cel mai greu. Nu o să bag.
Posibil să ia destul de piersici, 20 n-ar fi multe. De astea ar fi bine, grâu 20. Cartofi, eu n-am cartofi. Și totuși mi-arată iconița de la cartofi aici. Da. Lemne 20 care aș mai avea. Astea, lemne, haine am doar 45, le face greu că n-am piele. Pești, nu știu câți pești am, dar parcă să zic că lua destui pești. Câte am o, un sezon? 671. Pot să bag și pești 20. Ce aș putea să mai bag? Piele? Piele e mult să bag 20 piele. Nu bag piele. Ciuperci, mă. Câte ciuperci avem noi pe aici? 118. Câte am ăla? Las-o cu doi că să apuc aici să mă gândesc bine ce să fac. Ăsta, mă. Culegător. Ciuperci, ia zi tu câte e. Ciuperci pe sezon? 200. Că nu băgăm noi 20 aici, ciuperci. Rădăcini, câte ia, mă? Rădăcini. Rădăcini, 200 și de astea. 206 rădăcini. 20 și din asta. Plante medicinale nu fac greșeala să le dau, că astea trebuie să mi țină sănătoși. Piele nici atât. O fi greșit să dai o lemne de foc 20? Nu mă, cam 1000, 20 n-ar fi mare. Chestia, unde mă, lemn de foc, 20. Nu știu dintr-un copac cât lemn face. Dar până la urmă mai plantează pădurarul, 20 n-ar fi multe, nu? Aș putea să bag și din... asta e ceapă, onions, parcă e. Ceapă e, onions, 44. Ia vreo 200 și de astea pe sezon. Bagă și de astea 20. Acum să vedem cine o veni, când o veni. Ia mă, s-a băgat aici. Ah, s-au băgat alții în casă, mă. Bă, am crezut că se bagă ăla aici. Se bagă vendor în casă. Cred că nu l-am dat până să... Aici avem herbalistul și culegător. Asta e la păcălit. S-a fi băgat în partea asta. Vendor, unde ești, mă? Nu vendor, trader, mă. Comerciant. Unde te băgași, mă? Nici aici. Iete bă unde e. Ia uite mă la el unde s-a băgat. Până aici trebuie să vină. I-am făcut casa lângă. Hai că e bine și așa acum ce să mai fac. Bun. Vedem probabil în episodul următor ce să se mai întâmple. Ne vedem mâine. Pa!